Ne-au pune și încălțăminte din Pluto. Cel puțin eu nu aș avea nicio șansă în fața lor. Se dăm o tură și în piața lor frumoasă de fructe și legume. Uitați-l cu câtă lejeritate mănâncă el la creala asta. Dimineața, noi am ajuns într-un viewpoint foarte, foarte frumos. Se numește Veu da Noiva. Dacă am pronunțat ceva greșit, oricum o să vă las pe ecran pe cât posibil locațiile. Și, practic, în acest loc avem marea în spate, munții în partea asta-laltă și sunt și multe cascade. Ia, dacă întorc eu acum, o să vă arăt. Acolo este una și mai este în munte acolo una. Mai e una mai micuță pe acolo, pe undeva și cred că mai sunt așa prin munte câteva, dar priveliștea de aici este absolut superbă și drumul până aici a fost foarte frumos, iar acolo cred că este Port Moniz sau Moniz, nu știu exact cum se pronunță, că, pe care vrem să îl vizităm de asemenea, dar ia uitați ce minunăție este aici și pe drum. Când mergeam pe șosea așa pe lângă mare, am văzut niște valuri imense, dar apa e atât de frumoasă și albastră. E superb, superb aici. Aici în Madeira foarte multe obiecte făcute, acum nu știu dacă 100% din dopuri de astea de plută, dar uitați și curele și genți și pălării, arată foarte interesant, dau vibe-ul ăsta de vacanță. Uite și în spate acolo mai sunt o grămadă, ne-au pune și încălțăminte din Pluto, uitați ce interesante sunt și mai multe genți, șepci, pălării. Și aici au pune și destea de pus pe masă, cum le zice, pe care pui farfuriile. Se pare că m-am înșelat, orășelul pe care îl văzusem eu de sus, de acolo, unde eram mai devreme, nu este Port Moniz, este Seijal, cred că așa se pronunță. Și am venit aici, lumea face baie, wow! Am venit aici pentru că este o plajă cu nisip negru. Dar nu mă așteptam că lumea să facă baie, ce tare! Este cald, dar apa totuși nu cred că e chiar atât de caldă. Că am reușit să-mi trântesc și la valiera pe jos, mai mult decât atât bine că am prins-o cumva cu piciorul, că altfel era să treacă de balustradă și să cadă în apă. Sper că se aude bine și că nu s-a stricat în vreun fel, dar asta o să văd eu, n-am decât să-mi dau seama de asta decât acasă. Într-un fel, parcă îmi pare rău că nu ne-am luat costumele de baie la noi, dar nu știam exact unde ajungem. Nu știam că o să fie atât de multă lume în apă și pe plajă, dar na. Aia e, altă dată. Am zis totuși că poate o să încercăm să ne băgăm în piscină la hotel, în cea de afară mă refer, dar zilele viitoare, că din câte am înțeles ar fi încălzită. Acum, nu știu, am văzut oameni făcând baie în ea ce-i drept, dar mai mult mi-ar fi plăcut în apă, în mare.
că ăsta e farmecul, așa, piscina o găsesc oriunde. Asta este. Oricum, afară e super, super, super bine. Și chiar acum am uit la un domn, că noi am venit aici, unde sunt ca un fel de piscine naturale între roși vulcanice. Și văd că un domn s-a băgat acum să înnoate în apă. Dar valurile sunt măricele. Sunt, cred că vă spuneam și mai devreme, că de pe șosea am văzut niște valuri imense. Zici că puteai să faci surf pe ele. Adică n-ai nicio șansă în fața lor dacă ești în apă la not. Cel puțin eu nu aș avea nicio șansă în fața lor. Dar, mă rog, Adi a ridicat acum drona. O să vă arăt cadre. Deci tot ce ați văzut, cadre filmate cu drona, sunt mulțumită lui, pentru că el e pilotul șef de dronă. Și după aia, nu știu, cred că o să mergem spre Porto Moniz sau Moniz. V-am zis eu cu pronunțiile lor, sunt varză, dar măcar încerc. Domn care culegea fructele astea pentru o doamnă și am băgat pe Google Lens ca să vedem și noi exact ce fructe sunt, pentru că nu am mai văzut până acum așa ceva și aparent le spune loquat și cam așa arată. Hai să vedem. N-am mai spălat-o, na, ca în copilărie, să vedem. Aia, doi singuri. E acră. Asta nu-i dulce acrișoară, e acră. Ah! Ce bune sunt. O vrei și pe asta? Că eu nu... Prea acră pentru mine. Aoleu. Eu nu pot cu acreala în ultima vreme. Acreala de la fructe, în general. Că așa, dacă îmi pun oțet în salată de varză, de exemplu, n-am o problemă. Ce? Mă duc până la coș. Dacă e oțet sau așa, n-am o problemă, dar am o problemă cu acreala din fructe. Și când mă gândesc câte corcodușe verzi mâncam când eram mică, iar acum mi se sterpezește gura doar de la gândul, de la acreala aia. Da, noi am venit în Porto Moniz și am parcat undeva mai încolo și acum să vedem, trebuie să mai avem încă vreo 200 de metri de mers pe jos și e posibil să trebuiască să coborăm mult. Nu e o problemă la coborât, e o problemă la urcat, dar sper că urcarea pe care am făcut-o ieri pe munte să țină loc de antrenament. Și apropo, căutasem pe net de curiozitate care este temperatura apei aici în Sejal și am văzut că are 19,6 grade. Un pic răcișoară, dar nu... atât de rece încât să nu poți să intri în ea, dar na, dacă avea 20-21 de grade, pentru mine ar fi fost mai ok. 21 de grade, de fapt, mai degrabă. Îți plac? Ia mai mult atunci. Preferate. Cum? Deja sunt fructele mele preferate. Că sacre? Da. Lui Adi îi plac fructele acre și deja a zis că sunt fructele lui preferate. Au 2-3 sâmburi, ai zis? Ia, auzi, interesant. Da, eu nu pot. Într-adevăr, au o aromă bunicică, dar nu pot. Prea acre. Da, hai să vedem, să ajungem în port acolo sau unde e promenada și să ne plimbăm, poate ne oprim și să și bem ceva, că ni s-a făcut cam sete și aș vrea să stăm undeva așa să ne relaxăm un pic. Am rămas singură, pentru că Adi s-a întors la mașină să o aducă. Nu știu cât vă dați voi seama, dar terenul este foarte abrupt. Și încolo și mai e mult de coborât. Adică pe filmare chiar nu cred că se vede cât de abrupt este el și sigur la întors o să ne facă zile amare, așa că na. S-a dus el să aducă mașina și eu cobor așa pe jos, pentru că apucasem să coborăm o parte
Și a zis el că hai, tu continuă dacă vrei să cobori. Și eu mă duc să aduc mașina. Și a zis ok. Doamne, dar ce frumos este tot. Deci oriunde mă uit, este absolut incredibil de frumos. Toate peisajele zici că sunt pictate. Și uite, acolo, în depărtare, văd, oare fi acolo o peșteră de-asta mare, grosă, ceva? Nu știu, dar e de vis, tot. Tot, absolut tot. Cred că acum se vede cât de cât, cât de abrupt e. A, deci noi mașina aici o să o lăsăm, cred. Și după aia mai e de coborât. Că parcă așa am înțeles de la, adică el aici o să vină să ducă mașina pe platforma asta. Dar încă nu a ajuns. Mai durează un pic. Da, nu cred că ne-am oprit bine, pentru că aici în vale sunt doar niște piscine de astea naturale, de genul cum mi le filmasem mai devreme în Seijal. Și urcăm înapoi la mașină ca să mergem spre orășel acolo, că noi aici am crezut că este de fapt, dar nu, mai avem un pic de mers. I know my scatter right, must get back in the fight. This can't be a surprise. Iar aici sunt piscinele acelea naturale despre care vă spuneam și mai devreme, în rocă vulcanică. Iar apa din ele este apă din ocean, practic. Arată foarte interesant. Mai târziu așa, am venit în Funceal, în centru, până la urmă, pentru că noi inițial, opa, stați că era să, vreau să mă scarpin la picior și era să cad. Noi inițial ne gândeam să ne rezervăm ziua de sâmbătă pentru venit în oraș aici, dar ne-am gândit că totuși n-are rost să blocăm o zi întreagă doar ca să stăm prin oraș. Așadar că am venit acum și ne-am oprit la o înghețată, mi-am luat una cu fistic, iar Adi și-a luat una cu tiramisu. Și nu vine să cred că asta e o singură cupă, deci e imensă. Ne-am oprit aici un pic să mâncăm înghețata, după care ne punem în mișcare să ne plimbăm. Vreau să vă zic că eram atât de aproape să ne oprim la unul din buticurile alea de pe acolo, de prin Porto Mânișca, să ne luăm costume de baie. Pentru că ni se făcuse super cald și am zis, bă, hai să încercăm să facem o baie. Dar după aceea am zis să hai să mai întâi să mergem să mâncăm și stabilim apoi ce facem. Doar că în momentul în care ne-am așezat la terasa acolo, ne-a luat un frig, pentru că bătea foarte tare vântul și era curent acolo. Era destul de rece, era și umbră și ne-a trecut gândul. Dar oricum s-a mai răcorit așa cu totul și nu mai mergea de plajă. Dar am zis că poate totuși încercăm zilele viitoare. Mâine cel mai probabil nu, pentru că mâine o să fie ceva mai răcoare, dar poate vineri sau sâmbătă. În cazul ăsta nici nu mai e nevoie să cumpărăm noi costume de baie, că avem deja în cameră, doar că nu le luasem cu noi, că nu ne-am așteptat să fie chiar atât de cald. Am zis să dăm o tură și în piața lor faimoasă de fructe și legume, care e deschisă până la ora 7, așa că mai avem ceva timp să ne plimbăm prin ea. Văd că au și flori. Oh, ce frumos e aici. Banane. Mm-hmm. Fructul pasiunii, dragon fruit. Ia, hai să vedem. Plantain. Sau cum le zice, plantain. Și văd că îți dau să guști. Iată, dragă, oare că stai? Presupun? Nu știu. O, ce să stea? Cred că-s plantain, sau cum le zice. Ananas, banana. Wow, ce avocado mari. Hello. Can you help? No, we're just looking, thank you. You also cut up the fruit sweet if you like. Looks horrible. Okay, let's try. It's like a pineapple, banana, okay. And a kiwi. Like a pineapple, is that one? Oh, yeah, really. Like a banana, is that one? Oh,
And this fruit, actually they come from this plant, from the, the philodendron. Normally, at home, you have a plant, but I think you don't have the most important. Yeah, yeah. This one, one is ripe, as you can see, the skin they fall off, see? Mm-hmm. If the skin they fall off, they mean it's ripe. Yeah. If the skin they don't fall off, they mean it's not. Interesting, thank you. Ah, okay. Da, da, da. Da, 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 mulțumim. Am venit. Mulțumim frumos. Ce usturoi mare. Aici cred că spală fructe, legume. Cred că le pregătesc aici. Dar miroase și a pește, cred că tot spală și pește. Ia uite, semințe de roșii, oare ar fi bune? Luăm să punem în curte. Brincam com ela, que ela diz, por perto do pouso, ela fala mal. Nici măcar un euro kilo la banane. 0,98 am văzut aici. Nu, uite și aici. Nu, 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 thank you. Uite, ananas, banana. Maracuia, banana. Nu ne așteptam ca primul băiat la care ne-am oprit la Tarabă să fie chiar român. Este cel care ne-a dat să gustăm și acel fruct dubios care se numește ananas, banana. Și care e o combinație între ananas, banane și kiwi. E foarte interesant, era foarte, foarte gustos, cu multă aromă, deci de mult n-am mai gustat un fruct atât de bun. Am luat un suc de ananas, banana, dar sincer ăsta are mai mult gust de banane normale, dar e bun. Și Adi, adică am luat aici pentru amândoi un fruct, un bol așa cu fructe, cu fructul pasiunii, cu dragon fruit, nici nu știu ce mai are, pepene, parcă, mai multe fructe. Și ne-am oprit aici pe băncuță în incinta pieții să mâncăm și să bem. Și apoi, nu știu, vedem dacă luăm ceva până la urmă, dacă nu. După aia ne mai învârtim pe aici. Vedem, ne mai plimbăm, poate pe faleză. Și Adi ar fi vrut să ne oprim la un bar dintre acesta cu narghilea, ceea ce cred că o să și facem. Și apoi probabil o să ne îndreptăm în zona hotelului ca să vedem unde luăm cina. Și cam mai o să ne fie ziua. Una peste alta, eu m-am bronzat aici la picior. Ieri, de la colanția aceea, când am urcat pe munte. Ia. Mango. Aole, mango, da. Mie nu prea îmi place mango în general. Îmi place mirosul de mango. Dar nu-mi place musai gustul pentru că mi se pare că are gust de morcov. Te unde se pare? Mi se pare că are o aromă de morcov. Dar ăsta e mai bun față de ce am mai gustat. E mai dulce. Și gustul ăla de aroma aia de morcov nu e atât de pregnantă. Asta ce e? Ah, dragon fruit. Cred că dragon fruit de la galben. Că la roșu. Dar nici ăsta nu mi se pare că are vreun gust. E fruct și de aia. Băi. Era ciocolată pe gust. Dar de ce ai dat passion fruit la o parte? Pentru că nu aveam cum să-l pun. Asta roz e mai bun. E
mai mult față de la alb. Mm-hmm. Nu. Mă hrănește ca pe copii. Combinat cu la ce? Pe pene galben. De ce îi place lui blu? Nu. Nu? Nu. Adică ăsta e, dar nu vreau. Ca să vă faceți o idee de prețuri, sucul ăsta a costat 3,50 € și bolul cu fructe 4 €, nu? Ai luat bol mare, parcă. Da. 4,90? Ah, ok. A, 4 era la mic, cred. Ca să înțelegeți de ce tot zice Adi de blu și de pepene galben. Deci, dacă îi dai lui blu pepene galben, e în stare să te mănânce și pe tine. Îl adoră. Face mai urât decât face și la plic. Când simte miros de pepene galben, o ia razna. Deci nu mai scap de el până când nu-i dai. Și din când în când, îi mai dau. Și uneori mai fac așa la punguțe, tai cu bulețe. Și bag la congelator și îi dau din când în când, scot câte o punguță. Și îi dau, dar e nebunit. Și acum zicea, adică se simte ca blu. Ah, mai avem și peșe în frută, uite tu. Preferatul tău. Mi se pare foarte acru, poate să fie mai dulce. Bă, aroma e foarte bună. Da. Tu ești în extaz. Doamne, e acru. Hai, mi-au dat lacrimile aproape. Nu, nimic prea acru. Pentru tine știu, Adi mănâncă lămâi goale, adică la modul ăsta el e cu acreala din fructe, dar eu nu pot. Mai dă puțin, că îmi place aroma, da. Uitați-l cu câtă lejeritate mănâncă el acreala asta. Milioase estrelas infinitas pra contar. Tem o sol brilhando e os patos nadam em par. Meus passos vão mostrando o prazer de observar as flores no caminho. É um agrado que Deus. Ne-am oprit la o narghilea pentru că a fost dorința lui Adi încă din primele seri în care am ajuns aici și am găsit o terasă care este fix lângă telecabină, se numește Shisha Lounge și avem priveliștea fix către telecabină. Am înțeles că telecabina asta duce către un alt orășel, munte, undeva în sus încolo, iar în dreapta încolo este faleza și uite că acum trebuie să ajungă una dintre telecabine. Parcă văd, sunt pe acolo printre copaci. Ia să vedem. De fapt, da, sunt telegondole, nu sunt chiar telecabine, că sunt mai micuțe. Da, ia uite cum a apărut. Am zis că poate luăm și noi telecabina sau telegondola zilele viitoare, să mergem și noi în orășelul ăla. Azi n-am mai avut chef, azi chiar am umblat și azi destul și am zis că acum vrem doar să stăm, să ne relaxăm. Și cel mai probabil de aici ori mergem să mâncăm, ori mergem la hotel acolo în zonă și mâncăm acolo. Și în plimbarea noastră am intrat și până la Kiko, de unde mi-am luat câteva chestiuțe. Ne-am luat în primul rând un luciu de buze, Days in Bloom Volumizing Lip Shine și am varianta Lilac Waves 01. Am văzut că e ceva colecție nouă la ei și arată foarte, foarte drăguț. Este un alb așa sidefat roz. N-am să mi-l mai pun acum pe buze, încercați să mi-l pun aici pe centrul buzelor, că uitasem că sunt dată cu ruj și nu vreau să-i colorez asta periuța încă. Dar uitați ce detalii are aici la căpăcel cu flori. E ceva de o ediție de primăvară și mi s-a părut foarte interesant și când l-am pus pe buze se simte așa o senzație ușoară mentolată, dar foarte plăcută. Nu genul ăla de te pișcă până-ți dau lacrimile. Și după ce s-a dus luciu, rămăsese așa ca un sidef foarte interesant, cred că de la sideful ăsta roz. Mi-am mai luat două creioane de ochi. N-am să le mai desfac că sunt sigilate, dar acestea sunt nuanțele. Un roz mai, pardon, un mov mai rozaliu și un mov mai albăstriu. Nuanțele, în caz că vă interesează, sunt 08, ăsta mai închis, și 07, ăsta la alt mai deschis. Și ultimul lucru pe care mi l-am luat este un fard dintre acesta sclipicios. Nuanța este 02 Glitter Shower, este cu sclipici. Dacă aș putea să-l și scot de aici. Și este cam așa. Un mov, dar are particule de sclipici prin el. Nu e mov, maro am vrut să zic, nu mov.
Cel puțin acolo în lumina din magazin lucea foarte, foarte frumos când l-am pus pe mână, oricum am mâna plină de sclipici. Și inițial luasem doar un singur creion, dar mi-a zis tipa de acolo că la produsele de ochi au ofertă de plătești, cumperi două și plătești și pe al treilea primești gratis. Și cam asta a fost, cam asta mi-am luat eu. Mi-am luat și bandele de frigider aseară, dar nu vi l-am mai arătat pentru că nu vloguiam aseară. Dar o să vi-l arăt când ajungem în cameră, ceea ce se va întâmpla mai târziu. Suflet că mă puteți auzi din cauza vântului care bate destul de tare. Noi am venit la Fana Forest. Este unul dintre obiectivele pe care voiam să le bifez de pe listă în Madeira. Ce este special la această pădure este că mereu, sau mai mereu, este acoperită de ceață. Și în momentul în care se lasă ceața, arată așa ca dintr-un cadru, dintr-un film de groază sau post-apocaliptic. Arată super, super interesant. Am ajuns și noi acum de vreo 10 minute și încercăm să găsim un loc în care să ne punem și să facem niște poze drăguțe. Cred că aici ar fi ok. E și destulă lume, dar arată superb. Îmi pare tare bine că am ajuns și că este și ceață, pentru că în momentul în care am ajuns nu era deloc. Acum de câteva minute s-a lăsat și e foarte, foarte frumos. În schimb e frig. Sunt vreo 4-5 grade aici, în condițiile în care jos în oraș erau 20. Dar bine că ne-am luat gecile la noi, că altfel nici măcar un minut n-a trecut de când am oprit filmarea și deja s-a dus toată ceața, dar vine în valuri, că se vede încolo că urmează un alt val. Ia uite, cred că puteți vedea pe cameră cum vine ceața. Și copacii sunt super, super interesanți și frumoși, sunt plini de mușchi și de licheni. Vedeți? Și cam așa le arată tulpina. Trunchiul, de fapt, nu tulpina. E super interesant. Este deja vine iar alt val de ceață. Thank you.
am avut un mare noroc că am ajuns la pădure când am ajuns, pentru că ele au fost cam ultimele licăriri așa de ceață. Pentru că după aceea, nu știu, am mai stat încă vreo 20-25 de minute și nu mai era nimic, când se înseninase încolo înspre munți, semn că nu mai venea nicio ceață. Deci mă bucur că am prins fix la fix farmecul cu ceața și acum pe drum. Am zis să mergem ori către Seijal, ori Porto Moniz, dar ne-am oprit aici la un viewpoint, Ribeira da Janela, și este un... o priveliște foarte frumoasă aici, tot așa către mare. Și ia uitați ce frumos este. Vreau să mă dau și eu în leagăn, văd că acum s-a ocupat, dar mă voi da și eu un pic. Nu m-am mai dat în leagăn de foarte mult timp. Imagine stars lighting. Shooting stars so vibrant, you have to make a wish. Nothing's ever in your way, scoring every shot you make. No, you've never heard of pain, because you're just high on life. Every day is Saturday, life is sweet as birthday cake. Why can't it just stay this way? Like you wanted to, like you. Totally peaceful mind. Never need a second try. No, you get it right the very first time. It could be the best of days. It could be the best of times. Why do we need the troubles? Why? Why do we need the troubles? Why? Nothing's ever in your way. Scoring every shot you make. No, you've never heard of pain. Cum îl opresc? Ca leagănul ăla. Cum îl opresc? Dă picioarele pe jos. Am ajuns în Porto Moniz din nou, pentru că era destul de aproape de locul în care ne aflam noi și am zis să venim tot aici să mâncăm. Și am venit la un restaurant unde am vrut și ieri să ne așezăm la terasă, doar că nu ne-au primit din cauza faptului că... Adică au zis că ne pot servi doar cu băuturi pentru că au un grup mare înăuntru, probabil un autocar plin de turiști sau ceva de genul, și că nu pot să servească mâncare până când nu se termină cu grup. Și, na, după aia ne-am mutat la altă terasă, dar astăzi am venit din nou și ne-am comandat o supă la amândoi. Să vă arăt cât a bolul de supă. Deci... pe lângă mâna mea, e imens și am zis să-l împărțim. Și ne-am luat și sucul acesta al lor, care este un suc tradițional cu maracuia sau, mă rog, fructul pasiunii, și e super, super, super bun. Și ne-am mai luat și câte un picado, vă arătasem în vlogul trecut, e acea tochitură de vită. Tot așa, inițial voiam să ne luăm câte două porții de 250 de grame fiecare, doar că doamna ne-a recomandat să luăm porția de 500 de grame și să o împărțim, pentru că iese mai bine la preț. Și am făcut ca ea, acum Ana, a zis că și ei e mai ușor așa, nu știu sub ce aspect, dar asta am comandat. Bineînțeles că picado va veni după supă. Ia, hai să gustăm. E bună? Chiar da. E supă cremă de legume, dar prin ea are și legume întregi, adică e așa, pe combinație. Bazat pe cartofi. Chiar foarte, foarte bună. Afară bate un vânt, oricum azi e mai rece. Și ne uităm acum că ieri unde am fost acolo la piscinele acelea naturale, sunt niște valuri. Doamne, o să mergem să vă filmez, pentru că sunt imense. Nu cred că mai face nimeni baie, în mod sigur, nu?
și se și simte așa mult mai rece din cauza vântului. Mi-am luat cu mine geaca groasă asta, pe care oricum am murdărit în fel și chip. Eu nu sunt persoană de avut geci deschise la culoare, pentru că le murdăresc imediat. Dar nici n-am ce să fac, trebuie să aștept să ajung acasă ca să pot să o curăț. Până atunci, umblu așa. Bun, și ne-a venit și picado, dar wow, nu mă așteptam ca 500 de grame, nu știu, noi ne gândeam într-un fel că 500 de grame cu garnitura inclusă, dar cred că 500 de grame are doar tochitura asta de aici și nici nu știu dacă o să putem mânca atât, sincer. Deci ieri aici oamenii făceau baie și apa era super liniștită, iar acum, uitați și voi, ce valuri imense sunt care vin tocmai până în coace, până în piscinele astea. O să mergem și noi pe podețul ăsta aici să vedem mai de aproape. Dar wow! Și se văd și în larg încolo, ia uitați ce valuri imense! Am ajuns în cameră de vreo jumătate de oră și vrem să mai stăm așa un pic să ne odihnim oasele, pentru că ne-a obosit și ziua de azi. Și voiam să fac încheierea acestui vlog aici, dar stați fără grijă că până la urmă am hotărât, urmează și o parte a treia, mâine urmează să se întâmple niște lucruri drăguțe pe care abia aștept să le arăt și să vi le arăt și sper să ne și iasă ceea ce ne dorim. Și cam aia e. V-am lăsat, noi o să mergem să mâncăm, dar nu vă mai iau cu mine pentru că nu, mergem să mâncăm și cam atât, o să ne întoarcem în cameră. Și da, vă mulțumesc tare, tare mult pentru vizionare și ne revedem în clipul următor. Partea a treia din Madeira. Pa, pa!